Pacea Domnului Iisus, bună dimineața tuturor celor prezenți. Apreciez efortul dumneavoastră de a fi parte din decorul acestei biserici în această sâmbătă de 12 mai, 13 mai, o zi fără noroc, dar noi nu credem în noroc. Vreau să mulțumesc celor care s-au rugat aseară pentru mama mea. Știți, există un proverb care a devenit esențial pentru mine aseară. Viața ne-a fost dată fără ca să o cerem și de aceea ni se va lua fără ca să fim întrebați. Și ieri, în timp ce eram într-o escală în Paris, am primit o veste că mama a fost luată cu salvarea și dusă la spital. Aseară a avut o operație destul de grea. Nu sunt foarte în apele mele, dar slavă Dumnezeu, a trecut cu bine și astăzi mă pot prezenta în fața noastră. Sper să-mi adun gândurile și să nu dezamăgesc pe cei care, în special, au călătorit o distanță considerabilă ca să fie împreună cu noi în această dimineață. Oricum, mulțumesc și celor care sunt pe calea undelor, care petrec timp împreună cu noi. Aseară a fost o prezentare în preambul, foarte directă și frontală pentru cei care consideră că pot negocia și cu Dumnezeu și cu lumea. Prețul prieteniei este titlul generic, iar versetul pe care se baza conferința noastră spirituală, prețul prieteniei, era un text al lui Ioan. De fapt, sunt două simetrii ale Scripturii, Ioan 14 cu 15 și Ioan 15 cu 14. Dacă vreți să fiți prietenii mei, ascultați sau respectați tot ce v-am poruncit eu, și cealaltă versiune este: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci există același lucru, Ioan 14 cu 15, Ioan 15 cu 14. Dragii mei prieteni, vreau să spun că subiectul din această dimineață este intitulat Când se aud chemarea lume. E o cântare care întotdeauna m-a aminat, am animat, cel puțin 28-30 de ani în urmă, auzeam cântarea asta la o evanghelizare, Când se aud chemarea lume. Este o cântare frumoasă, fața în palme mi-o ascund. Am crezut că cei de la tehnic vor avea și o cântare de genul ăsta. Sper să reușim să producem acest cadou muzical finalmente până la sfârșitul acestei conferințe. Chiar mi-aș dori să o ascult. Nu sunt un interpret de muzică prin excelență. Mi-aș dori, îmi place muzica de calitate, dar nu sunt un interpret prin excelență. Vreau să vă spun, prieteni, că cu cât ne apropiem mai mult de evenimentul final, care e aproape, și îl știm foarte bine, nu? Care este evenimentul final? Revenirea Domnului Hristos. Cu atât mai mult se vede diferența între lumina care vine și întunericul care este deja aici. Repet, cu cât ne apropiem de revenirea Domnului Hristos, de venirea Mântuitorului, cu atât mai mult se vede discrepanța între lumina care vine odată cu Iisus și întunericul care este deja aici, adică întunericul a ajuns înaintea Domnului Iisus Hristos aici. Întotdeauna în exegeza Scripturii veți vedea că minciuna ajunge înainte de adevăr, falsitatea ajunge înainte de originalitate, ipocrizia are picioare mai repede decât sinceritatea. Asta este lumea în care trăim, dragii mei. Lumina ajunge mai târziu, dar ajunge. Pentru că există titlul acesta, prețul prieteniei, este în genere, să știți, prețul prieteniei noastre cu Domnul Hristos are un singur termen. Știți care este prețul prieteniei? Rugăciunea. Adică timpul pe care îl dedicăm prietenului nostru, Domnul Hristos, cu cât stăm mai mult în rugăciune, nu sacrificăm în ghilimele, în prezența Domnului Hristos, cu atâta prietenia noastră are o relevanță în fața Domnului și în sufletul nostru de asemenea. Și cred că aceasta reflectă părtășia noastră cu Dumnezeu. Cu cât ne rugăm sau cu cât vorbim mai mult cu Domnul Hristos, cu atâta suntem mai bun prieten cu El. Deci prețul prieteniei este timpul pe care eu și tu, noi, îl sacrificăm, îl investim în relația noastră cu Domnul Hristos. Pentru că nu m-am născut în biserică și m-am născut la spital și am avut privilegiu să
citesc din Scriptură, vreau să vă spun că am început viața de credință ca fiind un om al rugăciunii, un bărbat al rugăciunii. Și, din nefericire, sunt oameni și oameni în lumea noastră, nu? Sunt oameni și buni și răi, nu este o dovadă de inteligență atunci când generalizăm. Toți oamenii sunt răi, sau toți oamenii sunt buni, sau toți românii sunt deștepți, sau toți românii sunt pe invers, sau toți rușii sunt răi, sau... Nu, nu este o dovadă. Sunt oameni buni și oameni răi în fiecare societate, în fiecare spectru social, în fiecare spectru profesional. Nu toți pastorii sau preoții sunt corupți, nu toți inginerii sunt corupți, nu toți oamenii de știință sunt corupți, nu toți doctorii sunt corupți. Sunt oameni buni și oameni răi peste tot în orice breazlă. Amin? Toată lumea e de acord? Deci atunci când generalizăm, nu dovedim inteligență. Și mă refer la faptul că am întâlnit un corifeu, un lider, un mentor spiritual, aveam vreo, să zic, 23 de ani și am primit o vizită din partea acestui mentor și m-a întrebat, dar câte roși tu, că a observat că am o părtășie cu Domnul Hristos deosebită și zic că, păi mă rog, nu mă rog cu ceasul, dar cred că mă rog în genere o oră, o oră jumate câteodată, pentru că simt nevoia să vorbesc cu Domnul Hristos. Nu e măsură. Când iubești pe cineva, nu stai cu soția cu măsură. Auleu, stau cu soția acum o jumătate de oră, femeie, prea mult sau prea puțin. Când suntem îndrăgostiți, nu? Când alegem partenerul de viață, nu ne uităm la ceas. Sunteți de acord? Ne pregătim să petrecem o viață întreagă împreună cu cel ales sau cea aleasă și nu numai, dar ne pregătim să alegem și veșnicia cu partenerul de viață. Așa că atunci când ne căsătorim, nu ne căsătorim cu ceasul, nu? Ne căsătorim cu o ființă cu care împărtășim timp. Investim timp, investim o comunicare. Asta este și în relația noastră cu Domnul Hristos. Nu e vorba de rugăciune cu ceas. Și în timp ce îi spun mentorului spiritual de treaba asta, îmi spune, păi, zice, te rogi prea mult. Dacă te rogi așa de mult, dacă te continui să te rogi atât de mult, o să devii fanatic. Ca un puști fără experiență și cu respectul față de corifeii bisericii și oamenii care au experiență în domeniul teologic, i-am ascultat sfatul. Și ce credeți că am început să fac? Am început să mă rog din ce în ce mai puțin. Și în momentul în care am început să petrec mai puțin timp cu Domnul Hristos în rugăciune, în viața mea personală, am observat reflexia chemării acestei lumi, când se aud chemarea lume, fața în palme mi-o ascund. Deci am început să mă rog mai puțin și ce credeți? Deci am început să pierd puterea de a sta cu Dumnezeu în rugăciune. Pentru că asta se câștigă prin un exercițiu al minții, un obicei. Știți că obiceiurile rele se stabilesc foarte ușor, dar se face viața amară. Obiceiurile bune se stabilesc greu, dar se face viața cum? Ușoară mai târziu. Și asta a fost experiența mea. Mă rugam din ce în ce mai puțin și am început să observ eu în mine că nimeni nu mă cunoaște pe mine mai bine decât mine, decât Dumnezeu, sigur. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că am început să văd reflexia lumii în comportament, în vorbe și fapte. Am încercat cu disperare să mă rog așa cum mă rugam înainte și am observat că am pierdut puterea. Într-o dimineață am avut un vis. A venit la mine un om, era în bucătărie, și în vis s-a identificat și mi-a zis așa. Deci visul ăsta cred că l-am avut cel puțin 35 de ani în urmă. Zice, mă numesc locotenentul Geamgiul și am venit să vă spun că aveți probleme cu siguranța centrală. Am rămas uimit pentru că mi-am dat seama că este un agent ceresc. Trimisese Domnul Hristos pe cineva la mine să-mi spune că am o problemă. Cine este siguranța centrală a cerului? Cine este acel cineva care face contactul între noi și Tatăl nostru din cerul? Cine? Domnul Hristos. Și zice, mai ai 20 de minute și ți se ia lumina. Am trecut printr-o boală foarte grea, 20 de minute, pentru că a fost un element profetic, o noțiune de timp pe care nu înțeleg, dar oricum tot ce mi-a spus Domnul atunci s-a împlinit. Și astăzi am redevenit prin harul său, printr-o experiență dură, teribilă, mizerabilă, care nu o doresc nimănui, din nou să fiu un om al rugăciunii. Mai ai 20 de minute și ți se ia lumina, mi s-a spus atunci, 30 ceva de ani. Iată-ne împreună în această dimineață, dragii mei prieteni, și vreau să vă spun că lumina lumii dispare. Se face întuneric și ceea ce voi prezenta în această dimineață sper să fie destul de convingător că cei care fac din lumea aceasta casa lor vor arde aici. Există o expresie care
sper să fie originală, Dumnezeu, pentru că iubește pe poporul său, le va răpi idolii. Dar dacă oamenii iubesc mai mult idolii decât pe Dumnezeu, atunci vor rămâne uniți cu idolii respectivi, nu? Trecem puțin în subiect, în primul pas al subiectului nostru, și vrem să spun că inima noastră tremură atunci când ne aducem aminte de chemarea lumii. Știți că oricum o dai, noi din când în când tot mai avem chemări ale lumii și ne luptăm cu ele, pentru că suntem oameni firești. Vreau să spun franc, noi ne-am născut în lumea aceasta și lumea aceasta face parte din noi. Cine se preface că lumea nu este o tentație, minte. Este în fiecare fibră a sufletului nostru, în fiecare celulă a corpului nostru. Noi ne-am născut ca să iubim lumea. În afara faptului că există un proces al convertirii, un revers al acestei apostazii celulare, mentale și așa mai departe, noi nu avem nicio șansă să fim mântuiți. Pentru că doar ne prefacem că suntem oameni buni, când de fapt nu suntem oameni buni. Și aș vrea să trec la primul text pe care l-am în slide-ul numărul 1, din Isaia 65 cu 3, în care ni se spune: dar pe voi care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele meu cel sfânt, care puneți o masă norocului și umpleți un pahar în cinstea sorții, vă sortez sabiei și toți veți pleca genunchiul ca să fiți junghiați, căci eu am chemat și n-ați răspuns. Eu am vorbit și n-ați ascultat, ce ați făcut ce este rău înaintea mea și ați ales ce nu îmi place. Este destul de agresivă declarația Domnului în Isaia 65. Acum vreau să pun o întrebare. În genere, cine bea de fericire? Prietenii sau dușmanii? Ați văzut dușmanii care se adună și beau un pahar de fericire? Deci prietenii, dragii mei, prietenii beau de fericire. Ce se întâmplă când oamenii beau de fericire? Beau pentru că au aceleași idealuri, au aceleași valori și pana inspirată spune că fiara a adăpat toate neamurile din vinul mâniei ei. Interesant este că întotdeauna vinul, dragii mei prieteni, asta vinul în ceea ce privește literar, nu băutura, sigilează prietenii, sigilează proiecte și sigilează planuri de viață, din care beneficiază mai toți cei prezenți. Deci se pare că n-am putea vorbi de prietenie, de prieten, de relație, fără petrecere sau petrecere sau fără prezența vinului. Știu că România excela, sau mai bine a zis, a avut vinuri, deci mai bună calitate, aproape fiecare zona a țării, dacă o luați de Moldova până în Muntenia, Dobrogea și așa mai departe, fiecare se putea lăuda cu vinul zonei pe care îl exportau din fericire, spre fericirea noastră a românilor și nefericirea străinilor, nu? Dar astăzi vreau să spun că există un vin, dragii mei prieteni, care a trecut toate filtrele și a scăpat de cea mai critică cenzură inventată de oameni. Acesta nu este vinul nici de mult flatar sau vinul câmpenesc, nici vinul Napoleon, produs pentru francezi. Este vorba de vinul de Babilon. Ați auzit de vinul de Babilon? Vinul de Babilon, textul, slide-ul numărul următor, spune în Apocalipsa, capitolul 14, versetul 8, a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei ei. Deci expresia în sine este destul de directă. Iată aici un vin care trece toată cenzura. A căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat, auziți, toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei. Aș dori să atrag atenția, prieteni, asupra, aici este o expresie. Nu? Cei care beau din acest vin nici măcar nu disting amăgirea la care sunt expuși. De fapt, se prezintă în acest verset inconștiența generală a societății umane, care nu este informată că bea din vinul Babilonului. Atunci când bea și ce bea, nu? Aceasta este de fapt adaptarea sau îndoctrinarea lumii cu vinul filozofiei moderne. O altă nuanță a acestei expresii este adăparea, nu? Expresia adăpare este un fel de a bea pe săturate. Spune că fiara dă de băut la toate neamurile și zice că adapă. A adăpa înseamnă a bea din abundență, fără zgârcenie. Vinul Babilonului nu se termină niciodată.
dată. Și am aici câteva explicații pe care le pot împărtăși cu dumneavoastră în textul ăsta, slide-ul numărul 5. A adăpa înseamnă, așa cum spuneam, inconștiență generală a celor care beau din acest vin și chiar să știți că pierd reperele morale. Omul nu face diferența între realitate și fantezie. Și cel mai grav este că nu mai reacționează la evidențe și dovezi. Asta înseamnă vinul Babilonului. Nu este criză de vin în Babilon. E pe toate drumurile, toate națiunile. Nu se termină niciodată. Și o chestie foarte interesantă, o caracteristică a Babilonului, a vinului Babilonului, este o gândire toxică, slide-ul 6, o gândire toxică care duce la autodistrugerea umanității. Vinul Babilonului este știința răului voluntar care se bucură cu sadism de suferința altora. Vinul Babilonului este promovat de oameni cu istorie în gri. Ce înseamnă oameni cu istorie în gri? Oameni aleși în mod special să conducă lumea pentru că sunt șantajabili. Nu sunt oameni cu un statut moral excelent. Și subscriu în slide-ul 7 definiția definițiilor. Vinul Babilonului este o istorie a răului, frumos împachetat în aparența bunelor intenții. Sunteți de acord? Vinul Babilonului este o istorie a răului, frumos împachetată în aparența bunelor maniere. Mă iertați, isterie, nu istorie. Deci, ce vreau să scot în evidență este că lumea noastră astăzi bea din din acest vin al Babilonului. Mai există o declarație pe care aș vrea să o scot în evidență, slide-ul 8, Habacuc, capitolul 2, versetul 15. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ce face? Mușcă ca un șarpe și înțeapă ca un basilic. Dragii mei prieteni, nu te uita. Ia uitați-vă la declarația aceasta. E roșu, nu? Vinul e roșu, spun textul, și este păgân, ca și balaurul Imperiului Roman. Vă faceți aminte, culoarea roșie era culoarea vechiului Imperiu Roman păgân. Actualmente chinezesc, că și steagul chinez are balaurul pe el și tot roșu e, alunecă ușor. Alunecă ca și șarpele, nu? Și mușcă fatal la sfârșit. Dintre toate aceste expresii, Domnul Hristos ne dă rețeta împotriva vinului de Babilon. Nu te uita. Ce spune textul? Nu te uita la vin. Nu te uita simplu, nu te uita. Asta e rețeta Domnului Hristos. Ascunde-ți fața în palme când auzi chemarea lumii. Nu te uita. Chemarea lumii este glasul fericirii momentane, prieteni. Este glasul fericirii de o clipă a unei prietenii care rămâne doar aici pe pământ și nu își are continuitate în împărăția lui Dumnezeu. Nu te uita. Dacă te uiți, vei fi captivat. Știți ce e treaba cu broasca? Broasca se uită la șarpe până se trezește că intră singură în gura lui. Nu te uita. Cum se chema pe tânăra aia lui Iacov, fata lui Iacov? Dina? Dina? Da? Dina săraca a fost tăiată în bucăți pentru că a ieșit afară să se uite la chemarea care o făcea lumea, făcea jocul, cântecul și petrecerea lumii. De fapt, istoria lui Dina este una dintre cele mai sângeroase istorii descrise pe paginile Sfintei Scripturii. Nu te uita, este esențial pentru a scăpa de moarte. Nu bea, este esențial pentru a nu fi otrăvit de o gândire lumească. Nu te împrieteni cu lumea, prețul este prea mare. Prietenia cu lumea te va pune într-o poziție contrară cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, declarația care o găsim în următorul text din Iacob 4:4 ne spune foarte clar, și îmi cer scuze pentru expresie, nu e a mea, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu sau se face vrăjmașul lui Dumnezeu. În altă parte spune textul, de ce căutăm noi să bem apa Nilului? Domnul Hristos nu s-a dus la Caiafa ca să negocieze poziția lui de mare preot. Cine trebuia să fie mare preot în timpul lui Caiafa? Caiafa sau Domnul Hristos? Domnul Hristos, el era autorizat de instanța cerească de Tatăl Ceresc să fie mare preot între om și Dumnezeu. Caiafa a continuat să pretindă că este
mare preot în serviciul poporului, în timp ce Domnul se ruga pentru oameni fără să pretindă a fi mare preot. Și toate acestea se întâmplau în timp ce noi oamenii alegem pe cine să credem. Știți, nu te uita la vin cum curge roșu, nu te uita la vinul Babilonului, nu te uita la lume. Samson s-a uitat la vin până i s-au scos ochii. David s-a uitat la vin până l-a omorât pe un om mai bun ca el. Ilie și-a bătut joc de profeții lui Baal până a fugit de Izabela. Petru a privit la sine până a intrat la apă. Nu te uita la vinul Babilonului. Este așa de simplu și totuși atât de complex acest exercițiu al minții. Să privim, dar să privim la Domnul Hristos. Când auzi chemarea lume, când aud chemarea lumii, fața în palme mi-o ascund. Știți, vă faceți aminte când Domnul Hristos a fost pe muntele acela înalt și a fost dus de cel rău, i s-a prezentat panorama lumii, o panoramă cinematografică a unei lumi plin de lumini și străluciri. Ascundeți fața în palme. Și sunt convins, dragii mei prieteni, că există o altă declarație care ne ajută să înțelegem că suntem responsabili de ceea ce spunea marele conducător al Statelor Unite, Lincoln: prietenii mei, slide-ul numărul 10, prietenii mei vor avea întotdeauna aceiași dușmani pe care i-am și eu. Nu poți să fii prieten cu lumea și prieten cu Dumnezeu, nu merge. Lincoln spunea, dacă am un prieten, înseamnă că ăla are același dușman. Noi suntem aici împreună, ca prieteni, frați, cunoscuți. De ce? Pentru că avem același dușman, avem aceleași repere. Nu pot să fiu aici în adunare și să fiu prieten cu diavolul. N-avem cum. Așa că prietenii mei vor fi întotdeauna, prietenii mei vor avea întotdeauna același dușman ca și mine. Dragii mei prieteni, aș vrea să spun că, în genere, păcatul produce răspândirea lui fără să transmită, să trimită agenții la școlarizare ca să aibă diplomă de, mă rog, licență pentru răspândirea păcatului. Păcatul este singura instituție care nu are nevoie de organizație, de strategie, de lucru. Păcatul nu are nevoie de calificări și de universități. Păcatul are ucenici care lucrează voluntar și nu țin cont de orele suplimentare de lucru sau pentru faptul că stau peste program. Păcatul își produce răspândirea lui fără să trimită ucenicii la facultate. Noi creștinii avem nevoie de seminar ca să fim recunoscuți, nu? Să fim recunoscuți de lume, avem nevoie de licențe ca să promovăm binele, dar păcatul nu are nevoie de țidulă, nu are nevoie de licență. Un pas mai departe în studiul nostru, dacă îmi permiteți, ce se întâmplă cu lumea noastră, care eu cred că este un Babilon modern. Și aș vrea să spun că scopul meu nu este acela de a impresiona prin dovezi strigătoare la cer, ci este dorința mea fierbinte ca în această dimineață să descoperim prețul prieteniei pe care îl putem avea cu Domnul Iisus Hristos. Așa cum spuneam, Apocalipsa ne asigură de fiecare dată că Babilonul, când se ridică, va avea și o cădere. Mă întorc la text, dacă îmi permiteți Apocalipsa din nou, ne ducem la textul care îl aveam în slide-ul 12, în Apocalipsa capitolul 14, în care ni se spune același text: a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul desfrânării ei. Întorcându-ne la vremurile noastre, prieteni, suntem umpluți de solemnitate și suspans. Ce va mai fi, cât va mai fi, cât vom mai sta în lumea aceasta fără repere, așa cum spuneam, numai Dumnezeu știe. Păcatul lumii este și a depășit cu mult păcatul Sodomei și Gomorei de altă dată. Sunteți de acord? Păcatele lumii de astăzi au depășit cu mult păcatele Sodomei și Gomorei de altă dată. Niciodată lumea n-a fost mai confuză ca astăzi. Și când spun aceasta, vreau să împărtășesc câteva declarații pe care le-am împărtășit aici pe paginile Sfintei Scripturii. În Habacuc capitolul 2, versetul 15, avem o declarație foarte interesantă înainte de a citi o dovadă. Habacuc capitolul 2 cu versetul 15. Vai de cei ce dă aproape lui său să bea. Vai de tine care îi torn băutură spumoasă și l-amețești ca să-i vezi goliciunea. Dragii mei prieteni, spuneam de confuzie. Psalmul ăsta, slide-ul 14 și 15, am o declarație, individul ăsta e un jurnalist de mare calibru în Statele Unite,
Nu știu dacă l-avem pe imagine. Este, apropo, este promotorul gândirii de stânga, gândirii socialiste sau progresiste, nu, globaliste și așa mai departe. Și am textul în limba engleză și textul în limba română. Ce spunea dumnealui? Foarte interesant, slide-ul 15. Populația LGBT din America pare să se dubleze aproximativ la fiecare generație. Conform unui sondaj recent, Gallup este foarte renumit în Statele Unite, e o agenție care măsoară valorile, mai puțin de 1% dintre americanii născuți înainte de 1946 sunt adepții acestei, mă rog, acestui curent. Apoi, generația lui Joe Biden, că despre ăștia vorbim, a identificat un fel de 2,6% dintre boomers, cei care s-au născut în timpul războiului, 4,2% de gen X, 10,5% din cei care s-au născut după anul 2000 și la ora actuală generația Z, cei care s-au născut în vremuri bune, 21% din generația Z, cei care se nasc în vremuri bune, vor să devină LGBT. Ceea ce înseamnă, după concluzia acestui jurnalist, că dacă vom urma această traiectorie și dacă lumea mai ține, vom fi cu toții gay până în 2054. Ce ziceți, mai poate trăi lumea după o astfel de orientare? Când lumea se duce în direcția asta, mai avem un sens comun în chestia asta, prieteni? Vreau să mergem puțin la slide-ul 16. Există o declarație, apoi a urmat un alt înger, a căzut Babilonul. Dragii mei, Babilonul a căzut odată pe vremuri, în era Vechiului Testament, în era veche, și va mai cădea încă o dată în timpurile moderne. Cei care beau din vinul Babilonului nu pot distinge între fantezie și realitate. Și vreau să mergem puțin la un text care mi se pare atât de important, slide-ul 17. Există un agent KGB, Yuri Alexandrovici Bezmenov, care a fost un defector, deci a mers în Statele Unite, mă rog, pe vremuri, undeva 1980 și ceva, și spunea omul, traducere în slide-ul 18, ce spunea omul? Așa cum am menționat anterior, expunerea la informații adevărate nu mai contează, a spus Bezmenov. O persoană care a fost demoralizată nu mai este în măsură să evalueze informații adevărate. Faptele nu-i spun nimic. Chiar dacă îl torn cu găleata informații, dovezi autentice, acte, poze, chiar dacă îl duc cu forța în Uniunea Sovietică și alături un lagăr de concentrare, el refuză să creadă până când nu va primi o lovitură, mă iertați, în spate, când o cizmă militară îi va strânge cu menghina, atunci va înțelege. Dar nu înainte de asta. Aceasta este tragedia situației în ceea ce privește demoralizarea sau, dacă vreți, spălarea pe creier. Știți, cei care, următorul slide, 19, cei care beau din vinul Babilonului nu pot distinge între fantezie și realitate. Lumea este în derivă, prieteni. O lume fără repere morale. Apropo, pentru că mergem la slide-ul 20, Horia, am o declarație care mi se pare îngrozitoare. Demoralizarea merge atât de departe în lumea școlilor. Aici aveți două doamne care discută într-un talk show la televiziunea americană și slide-ul 21 este traducerea. Deci, jurnalista o întreabă pe cea care e, mă rog, un factor de educație în școală. Ok, pe scurt, doamnă Shane, spune că 2 plus 2, dacă spui că face 4, asta este o declarație rasistă sau este rasist, nu? Vreau să spun că s-ar putea să caracterizăm matematica greșit, nu? Și dacă puteți rezuma, care este opinia ideologiei moderne? Și ce răspunde Cucoana, care îi educă pe copiii mei și ai tăi la școală? Nu este deloc caracterizată greșit matematica, este practic rasistă. Din punctul de vedere al acestei ideologii pe care o îmbrățișează Cucoana asta, nu există o realitate obiectivă. Așa că pentru mine s-ar putea să nu fie numărul potrivit. 2 plus 2 ar putea de fapt să fie egal cu 5. Deci matematica este rasistă. Dacă insiști că 2 plus 2 e 4, asta înseamnă că ești rasist. A nebunit lumea. Bă, a nebunit lumea. Deci nu mai există o realitate obiectivă. Prieteni, deci aceasta mi se pare ce se întâmplă în spate, în liniște, în lumea noastră, ne avertizează că nu mai avem nicio șansă să supraviețuim atât de mult.
După această ideologie, slide-ul 22, după această ideologie globalistă, dacă insiști, așa cum spuneam, poți să fii numit rasist. Deci toți cei care insistați că sunt 2 plus 2 egal 4, sunteți rasiști. Nu după mine, nu după realitatea obiectivă, ei spun că nu există realitate obiectivă, adevărul este în zona gri. Nu există un adevăr absolut. Mi se pare extrem de periculos. O altă declarație foarte interesantă, slavă Domnului că mai sunt și primari de orașe ca ăsta, slide-ul 23 este textul în original, slide-ul 24 este traducerea, Craig Schubert, un primar undeva din Carolina de Nord, s-a dus la școală și a surprins că ăștia de la inspectoratul școlar transmiteau La copii, zice așa: stimați membrii Consiliului de Administrație, mă numesc Craig Schubert, sunt primarul acestui oraș. Mi s-a atras atenția că educatorii dumneavoastră distribuie în realitate ceea ce este, infantilă în sala de clasă. Da, am vorbit cu un judecător în această seară și a confirmat deja aceasta, deci a verificat informația primarul, așa că o să vă ofer o alegere simplă, să vă dați demisia din acest Consiliu de Educație sau veți fi chemați în fața instanței. Deci, domnilor, dacă acum câțiva ani, 20-30 de ani, nu că să pomenești că să dă în școală treaba asta, dar părintele să nu aibă nicio autoritate asupra sistemului școlar și să spună: nu vreau ca acest copil al meu să fie educat în stilul ăsta. Și nu este o întâmplare, am tone de documente în sensul acesta. Este o pandemie a distrugerii moralității copiilor mei și ai tăi în școală, prieteni. Deci este foarte, foarte important. Un alt text care îl vedeți în față, slide-ul 25, nu numai atât, dar se urmărește o demoralizare a băieților și a fetelor. Bărbatul și femeia ca noțiuni trebuie să fie total distruse. Imaginea pe care o avem aici, sper că o găsiți, ăsta este un nene, o cocotă masculină, dacă vreți să-i spunem așa, care se îmbracă în femeie, nu? De aia a nebunit lumea. Femeia se îmbracă în bărbat, bărbatul se îmbracă în femeie, nu mai știe nimeni. Este, trăim în lumea Babilonului, nu? Deci, și întrebarea celor care discutau, deci ăsta învață pe copii, pe băieți, cum să devină fetițe, în școală, oficial, sistem de educație. Și întrebarea era, de ce au devenit bărbații care sunt adepți ai mișcării de stânga, nu? Așa de obsedați cu ideea de a se îmbrăca ca o femeie și a le spune copiilor micuți povești cu conținut profund necorespunzător. O altă declarație, slide-ul 26 este textul original, slide-ul 27 este traducerea. Un alt profesor se plângea de faptul că este forțat de guvern ca să respecte următoarele. Și acum vedem copiii care se identifică ca fiind animale. Vin copii la școală, dacă bărbatul zice că poate să fie femeie fără să fie combătut, femeia poate să zică că este bărbat fără să fie combătut. De ce copilul să nu zică că vine e pisică? Și uitați ce se întâmplă în școli. Și acum vedem, nu la dumneavoastră, dar o să vină și aici, poate că se întâmplă și nu știu eu, nu știm noi. Și acum vedem copiii care se identifică ca fiind animale, copii care merg la școală și torc și miaună în loc să răspundă la întrebările profesorilor. Iar profesorii nu au voie să pună la îndoială, nu, comportamentul, deoarece este considerat o identitate ciudată. Guvernul federal spune că dacă un copilaș vine și spune eu sunt pisică, asta este un comportament, o identitate ciudată. Nu e nici transgender, nici LGBT, este o identitate ciudată. Așa că ai copii și merg la școală la ăștia. Să spună că sunt pisică și profesorul trebuie să recunoască aceasta ca o experiență reală, literară. Dragii mei, ăsta este Babilonul modern, asta este lumea în care trăim și vreau să vă spun că dacă așa stau lucrurile, slide-ul 28, dacă trimiți copiii la cezar pentru a fi educați, când se vor întoarce romanii. De aceea avem foarte mulți oameni care pleacă din biserică. Îți trimiți copiii la cezar ca să fie educați și când se vor întoarce acasă la tine, cum se vor întoarce? Romanii. Nu o să-i mai recunoști, dar nici copilul meu, dar cum ai făcut-o, dar de ce? Păi cum să faci? Trimiți copiii la școala cezarului, se întorc acasă romani, simplu. De aceea ne dispar copiii din biserică, de aceea pleacă tineretul din biserica XYZ. Nu contează că suntem noi ce suntem sau altă denominație. Toate religiile experimentează ateismul în lumea tineretului. De ce? Pentru că se trimit copiii să fie educați la școala cezarului și când se întorc acasă nu mai recunoști că se comportă, gândesc, vorbesc cu tine ca și romanii. Mai am o declarație care mi se pare destul de interesantă, de data aceasta din
Spiritul profetic, pana inspirată, slide-ul 29, ne spune: dacă lumea n-ar fi fost îmbătată în mod deplin, eu zic sistematic, cu vinul Babilonului, mulțimile ar fi fost convinse și convertite de adevărurile lămurite și pătrunzătoare ale cuvântului Dumnezeu. Deci oamenii nu primesc adevărul pentru că au băut din vinul Babilonului. Dar credința religioasă se prezintă atât de confuză și discordantă încât oamenii nu știu să identifice adevărul care le este prezentat. Deci atenție, lupta nu se dă numai între ce se întâmplă în sfera politică sau sub sfera socială. Lupta se dă și pe tărâmul religiei. Oamenii care spun că e bine să nu furi, să nu minți și să nu ucizi și totuși spun că legea lui Dumnezeu s-a anulat. Pentru mine asta este un oximoron, un paradox. Cum adică? Deci e bine să nu furi, să nu minți, să nu ucizi, dar în același timp vii și spui că legea lui Dumnezeu nu mai este valabilă. Aceasta este vinul Babilonului, care demoralizează societatea creștină ca mare familie, cu toate ramificațiile. Vreau să merg puțin mai departe și să... Slide-ul 30 este o descoperire, de fapt mă lansează în a doua parte a subiectului. Ce spunea tot pana inspirată, evanghelizare prin cărți, pagina 48, paragraful 3. Colportori, să nu uitați că în cărțile cu care lucrați, voi nu prezentați cupa din cuvinul Babilonului, învățături rătăcite cu care se ocupă regii pământului, ci cupa cu adevărul cel prețios al mântuirii. Mă opresc, am subliniat aici cu roșu treaba asta. Deci învățătura Babilonului zice, voi nu prezentați cupa cu vin a Babilonului, învățături rătăcite cu care se ocupă cine? Președinții pământului, regii pământului, conducătorii pământului de astăzi se ocupă cu ce? Cu învățăturile Babilonului. Cu asta se ocupă lumea de astăzi, conducătorii lumii de astăzi. Noi, ca popor, ne ocupăm cu cupa adevărului cel prețios al mântuirii. Și întrebarea era, vreți să beți și voi din aceasta? Dragii mei prieteni, am un text foarte interesant, nu știu dacă ați auzit de invazia din Statele Unite, am niște poze, poate că mâine le împărtășesc cu dumneavoastră, deci sunt mii și zeci de mii de oameni care trec liberi și intră în Statele Unite fără viză, fără test, fără nimic. America este invadată. Și știți ce este interesant? Că a existat o discuție într-unul dintre comitetele guvernului, slide-ul 31 este textul original, slide-ul 32 este textul tradus. Spunea cel care întreba pe doamna care era... Deci 85.000 de copii care au intrat clandestin în Statele Unite au dispărut. Deci hai să citim textul. Îl avem aici, l-ai găsit, Horia? Adică îl găsim acum, da? Deci Time Magazine spune, deci omul care interoga pe doamna asta, cu coana asta, care trebuia să aibă grijă de, mă rog, statisticile copiilor, cine intră, cine iese, spune, nu știm unde au ajuns 85.000 de minori neînsoțiți care au intrat în Statele Unite, pe la granița de sud. Noi nu urmărim sau monitorizăm, spunea ea. Nu știm. Nu știm unde sunt 85.000 de copii care au trecut granița. Nu știm. Așa se pare că este. Lucrul nostru în cadrul statelor și autorităților și resurselor furnizate, nu știm unde sunt 85.000 de copii. E foarte, foarte dureros. Vă spun eu unde sunt... Imediat. În România am înțeles că a existat o lege care, slavă Domnului, când a trecut în Parlament, PLX 145/2023. Ați auzit de legea asta? Da? Mare scandal. Am auzit că a ieșit lumea în stradă. Nu știu, poate că s-a sperat să gafez. Vă rog să mă iertați, da. Ceea ce mi se interesant că în lege era o lege care avea o tendință de a confisca copiii tăi și ai mei în următoarele, este slide-ul 33, Horia, dacă îl găsești. Părintele susținător este în șomaj. Dacă părintele susținător este în șomaj, poate să vină să-ți ia copilul de acasă. Dacă părintele unic susținător este plecat în străinătate, poate să vină să-ți ia copilul de acasă. Familia care are adulți cu dezabilități e pasibil ca să vină să-ți ia copilul de acasă. Sau copilul care face parte dintr-o familie care are cel puțin un membru care nu este înscris la medicul de familie, vine și ți-a copilul de acasă. Un copil care are performanțe slabe la școală, vine și ți-l confiscă. Așa scrie, așa era tentația sau tenta cu care legea fusese scrisă. Sau un copil care nu este imunizat cu schema completă a Programului Național de Imunizare. Oameni buni, a nebunit lumea.
Slavă Domnului că n-a trecut legea asta. Întrebarea este, domnule, dar de unde vin astfel de elucubrații? Cine le inventează pe astea, domnule? De unde vin astea? Păi vă spun, 85.000 de copii lipsesc în America, n-au legitimație, au intrat în America fără pașaport, fără nimic, nu știe nimeni unde sunt. O declarație în slide-ul 34, conducătorul celei mai distinse țări, spune, nu există așa ceva cum ar fi copilul cuiva, copiii națiunii noastre sunt cu toții copiii noștri, a cui mă? A lor care conduc lumea. Deci în engleză spunea, there is no such a thing as someone else's child. Adică nu există că ăla e copilul tău, ăla e copilul meu. Nu, toți sunt copiii noștri, ai cui noștri, cine este ăștia noștri? Dragii mei prieteni, lumea asta în care trăim, generația asta fatală, are zero șanse să supraviețuiască, dar apoi să-ți mai plătească ție pensia mâine. Matei, capitolul 2, versetul 18, o declarație tristă care reflectă starea condiției umane astăzi. Un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult, Rahela jelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Vă aduceți aminte de textul ăsta? De câte ori se aplică, în câte generații? O fiecare generație are nebunii ei și are amenințările pentru oamenii normali, ca mine și ca dumneavoastră. Și numai Dumnezeu poate să ne ajute să trecem de toate aceste greutăți. Mă întorc la slide-ul 36. Atâta vreme cât există păcat, să știți că va exista și vinul Babilonului. A căzut Babilonul care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei lui. Dragii mei, spuneam, slide-ul 37, lumea a depășit cu mult în intensitate păcatele Sodomei și Gomorei. Este un adevăr ferm și un adevăr real. Aș vrea să mă apropii de încheiere cu câteva concluzii. Roman, capitolul 1, versetul 22. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Ați citit textul ăsta? Se aplică astăzi sau nu? S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Aici am o dispută, ultimile patru slide-uri, nu știu dacă le vom avea pe ecran, crezi că se pot afișa sau nu? Le putem, ultimile, slide-ul 39. Există vicepreședintele Statele Unite, a făcut o declarație video, se pare că este contestată, apare ca fiind fake video, asta este textul în engleză, ce spunea în video și se spune că este un trucaj. Mă rog, astăzi este ieri și ieri a fost azi. Ieri, mâine va fi azi, mâine la fel și astăzi. Așa că viitorul de astăzi va fi ca trecutul de azi. Așa cum este mâine, azi este azi și ieri a fost azi, ieri, mâine va fi azi, mâine, așa că trăiește azi, astfel încât viitorul de azi să fie la fel de trecut azi, așa cum este mâine, există și astăzi. Ați înțeles ceva că eu n-am înțeles? Au zis ce nu e adevărat, n-a zis așa niciodată. Bun, mergem la următorul slide. Cei care au venit cu fact checkeri zice, bun, nu e așa, deci a venit unul cu video și l-a pus, care a filmat la, mă rog, conferința asta de presă. Și ce răspund ei? Am traducerea în psalmul, adică originalul e în psalmul 40, în slide-ul 41, în slide-ul 42, ce spun fact checkeri? Conform ce? Atenție, ce spun ei, cum resping acel text? Zice, conform transcriptului, pardon, noi discutăm despre un video aici, corect? Există video, l-am văzut și eu, stochez toate informațiile. Conform transcriptului, adică transcriptul este o bucată de hârtie, nu? Conform transcriptului, doamna a spus asta. Bun, de ce nu scoateți videoul original? Poate că o fi și nu știm noi și greșim. Dar dacă aveți un video original care nu este editat, scoateți-l să-l vedem. Dar nu-l au. Și pentru că nu-l au, a zis, e conform transcriptului. Păi bine, una e hârtia și eu vin aici cu un transcript, vreau să vă țin o predică, dar nu țin cum e transcriptul, că n-am cum.
Și zice, mă rog, cei care apără sau pledează pentru, mă rog, această acuratețe a declarației, spun, conform transcriptului, doamna a spus așa: deci cred că este foarte important, după cum ați auzit de la atât de mulți lideri incredibili pentru noi, în fiecare moment din timp și cu siguranță acesta, să vedem momentul în care există și sunt prezentate și să-l putem contextualiza, să înțelegem unde existăm în istorie și în momentul în care se raportează nu numai la trecut, și la viitor. Ați înțeles ceva din textul ăsta? Ălaltul nu-i bun că nu e... Dar ăsta ce e? Ăsta e transcriptul, ăsta, sub că ăsta e bun. Ce ați înțeles din mesajul ăsta? Deci asta înseamnă să vedeți lideri care au băut din vinul Babilonului modern și care sunt beți într-o ideologie care duce nicăieri. Cei care merg către nicăieri își vor ajunge destinația cu siguranță, prieteni. Și aș vrea să merg la slide-ul 43. Poate că am povestit cândva, vremurile grele fac oameni puternici. Oameni puternici produc vremuri bune. Vremurile bune produc oameni slabi. Oameni slabi aduc cu ei sau după ei vremuri grele. Dragii mei prieteni, există două texte ca să concluzionez despre vinul Babilonului care îmbată lumea. Un text este în Apocalipsa și mai există un text care vă va surprinde. Există o întrebare legitimă pe care dumneavoastră o puteți spune: băi, oameni buni, dar Dumnezeu nu vede tot ce se întâmplă pe pământul ăsta? Ba da, Dumnezeu vede și ține în control toate aceste lucruri, prieteni. Așa să vă invit la Ieremia 51:7 și asta este impactul, ăsta este versetul care mi s-a părut mie cel mai puternic. Ieremia capitolul 51, versetul 7. Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur care îmbăta tot pământul. Neamurile au băut din vinul lui, de aceea au fost neamurile într-o ce? Într-o nebunie. Noi știm că fiara și, mă rog, cine e, dă vin la oameni în Apocalipsa. Deci fiara e rău, nu? E un lucru rău, că îi îmbată pe oameni. Dom'le, dar cum explicăm faptul că aici Dumnezeu arată, băi, totuși eu sunt în controlul lumii. Tot ce se întâmplă în lume nu se întâmplă fără mine. Și Ieremia 51 nu are cum să fie justificat. Zice, Babilonul era în mâna cui? Păi stai puțin, dar în Apocalipsa ce citim? Că și am văzut Apocalipsa capitolul 17, cei care nu sunteți inițiați în această carte, 22 de capitole, o carte foarte interesantă. Capitolul 17 se studiază prin comparație cu capitolul 12. Capitolul 12 este o femeie în alb, capitolul 17 o femeie îmbrăcată în purpură, nu? În stacojiu, care se pare că are probleme cu moralitatea și e îmbătată și are în mână ce? Un pahar. Dar aici spune, Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur care îmbăta tot pământul. Păi stai puțin, cine îmbată pământul? Domnul sau destrăbălata din Apocalipsa? E o întrebare teologică cu tâlc, corect? Hai să explicăm, e Dumnezeu vinovat de tot ce fac ăștia? Nu. Și totuși Dumnezeu arată că El îngăduie, permite acestor nebuni să conducă lumea până la ruina finală și revenirea Domnului Hristos. Dragii mei prieteni, merg la explicație. Următorul slide, 45. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile desfrânării ei. Iar textul celălalt spunea, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat din toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei. Dragii mei, am textul din a doua Tesaloniceni, capitolul 2, dacă nu mă înșel, unde ni se spune așa, slide-ul 46, penultimul. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei care sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, de aceea din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire să creadă o minciună, pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în ce? În nelegiuire să fie osândiți. Vă rog să comparați primul text, versetul de sus, zice, n-au primit dragoste. N-au primit plăcere de adevăr. Nu că nu l-au înțeles, dar nu s-au îndrăgostit de adevăr. Și textul final spune, pentru că n-au crezut adevărul, dar s-au îndrăgostit de ce? De nelegiuire. Observați dumneavoastră, ne îndrăgostim de adevăr
sau ne îndrăgostim de nelegiuire. Dar la mijloc e Dumnezeu și spune așa, din pricină că omul refuză dragostea pentru adevăr, Dumnezeu permite, le trimite o lucrare de rătăcire să creadă o minciună. De aceea, textul final, slide-ul 47, avem în imagine căderea vechiului Babilon, Ieremia 51 cu 7 și căderea Babilonului modern. Babilonul era mâna Domnului un potir de aur care îmbăta tot pământul, neamurile au băut din vinul lui și știm că Dumnezeu a facilitat prăbușirea acelui Babilon vechi. Și în Apocalipsa 14 cu 8, cetatea cea mare care a adăpat din toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei și ăsta se va prăbuși. A căzut? A căzut de două ori. Odată Babilonul antic și odată Babilonul modern. Dragii mei prieteni, aș vrea să vă spun că suntem foarte aproape de casă și prețul prieteniei pe care îl avem noi de investit în relația noastră cu Domnul Hristos este rugăciunea. Să devenim bărbați și femei ai rugăciunii, pentru că vin vremuri grele când avem nevoie să fim puternici în credință, mintea noastră și inima noastră, sufletul nostru au nevoie de o ancoră sigură care este relația noastră cu Domnul Hristos. Avem nevoie să stăm și să ne ascundem în El, pentru că vă spun, furtuna psihologică care vine peste noi, nu, noi nu avem abilități umane să rezistăm acestui război informațional, acestui război mental, nu se poate, numai prin Domnul Hristos. Dar cu adevărat, prețul prieteniei se măsoară, cineva îmi spunea, viața spirituală a unei biserici. Se cunoaște după câți membri vin la rugăciune miercuri seara. Mai este miercuri seara rugăciune? Unii au vineri seara, slavă Domnului că mai este și vineri seara. Dar valoarea spirituală a unei biserici se găsește întotdeauna sau se poate identifica după numărul de membri care vin miercuri seara sau când e seara rugăciune. Tot așa și noi, valoarea noastră spirituală se poate identifica după timpul pe care noi îl petrecem în rugăciune cu Domnul Hristos. Prietenul nostru, Mântuitorul nostru și scumpul nostru Salvator. Mâine continuăm prin Harul Lui Dumnezeu cu alte două teme, sper, destul de importante. Astăzi n-am vrut să fiu neapărat să vă ofer ceva senzațional, dar am împărtășit cu dumneavoastră câteva gânduri care mi s-au părut extrem de importante pentru viața noastră. Dragii mei, să știți că generația asta se va prăbuși în curând. Și nu avem nicio șansă de scăpare, nu există nicio forță umană care să se opună tăvălâcului care a început deja. Globalizarea, crearea structurii acestei noi ordini, acestui Babilon modern, este o realitate despre care noi am predicat ca adventiști de 200 de ani, nu? Și acum când vine Babilonul modern, nu suntem în stare să-l identificăm. Dar de ce? Nu am fi băut și noi din vinul ăla? Bunul Tată cere să ne binecuvânteze, să ne dea înțelepciune, să putem alege calea Lui? Pentru că lumina care vine este în contrast cu întunericul care deja s-a stabilizat în lumea noastră. Vine Domnul Hristos și sper ca să ne întâlnim cu El. Amin.